Senatorul Dan Șova s-a prezentat ieri la poliție. A venit frumos, călare pe un Logan alb, să afle calendarul controlului judiciar. Știți că el e cercetat penal sub control judiciar, da. Adică, altfel spus, l-au chemat polițaii să-i dea orarul, să-i spună când trebuie să vină la sediu să semneze condicuța. Păi dacă trebuie să vină personal de fiecare dată, nu așa, bă, o dată la sfârșit să aducă niște semnături trase la copiator. Vreo 17 la număr. Foarte bine fac. Dar de ce încercați să vă ascundeți de noi? Nu s-a spus nimeni. Ați o mașină cu geamuri frumurii? Alo? Cred că mă confundați, am venit cu un Logan alb. Dar nu aveați voie să intrați. Stăteam în față, na, parbrizul nu e frumuriu niciodată. Vi s-a stabilit programul pentru controlul judiciar? Da, deci ca să știți și dumneavoastră, este lunea între 15.30 și 16 și vinerea între 9.30 și 10. Deci lunea între 3.30 și 4 și vinerea între 9.30 și 10. Mă rog, cu Dan Șova nu e foarte sigur. E posibil că el să fi uitat deja. Ăsta e în stare să apară joia pe la 1 și duminica pe la 6. 6 seara, evident, că doar nu dimineața. Știți că el se trezește greu. Poate vi-l amintiți cum a apărut după alegeri la partid pe la 1 cu urme de pernă pe față. În fine, poate exagerez și eu. El zice că e mulțumit de orar. Vă încurcă vizitele astea? Nu încurcă cu nimic. Este decizia procurorului. Păi la ce să-l încurce, mă? Dacă reportera se referea la ora de trezire, asta e, face și el un efort și se trezește. Dar în rest la ce să-l deranjeze? De la muncă, de la senat, hai mă să fim serioși. A, gata, m-am prins. Putea să-l încurce de la facultate, mă. Știți că inculpatul Dan Șova este profesor la Facultatea de Drept a Universității București. Da. Deci e bine că nu l-au chemat marțea, când are dânsul cursul de... de, atenție, cursul de drept fiscal. E? Nu-i frumos? Dănuț Șova e urmărit penal într-un dosar cu evaziune fiscală, spălare de bani cu fals în înscrisuri și el predă drept fiscal la stat, da. Profesore, e? Te doare mintea, nu alta. Cum să te duci, Dănuțe? Cum s-a dus și Adrian Năstase? Na. Ba nu, că el nu se ducea cu Loganul alb. El era mai pretențios. Hai, domne, ce mare problemă că ești profesor la drept și în același timp ești urmărit penal sub control judiciar. În arest să nu fii, Dănuțe, că atunci e mai complicat pentru studenți. Trebuie să-și facă ei orarul în funcție de orele de vizită, na?